sunt Teo, da, să-l doresc Teo și eu sunt la un nou episod pe acest canal cu Teo Gaming. Hai vă face echipa mea 1. Hai să începem. Începem cu portărețul. Este Casillas de 96. De 96 Casillas. Începem cu CB. Începem cu Zay Reyes, că cum îl are, este bun, deci are dribbling, are, stai, are 61, e mai bun decât Jimenez, dar e mai bun, se vede, și decât Kimbepe aproape la dribbling, deci nu e, Kimbepe e mai bun. Deci mă scuzați că nu l-am făcut pe, cum îl cheamă, nu l-am făcut pe Jesso Calejo, dar avem noi pentru videoclipul acesta ceva. Deci hai să începem aici, îl băgăm pe Jimenez, care are 50 de bine, deci pe jos. Și Kimbe pe după ce vedeți că se știe. Opa, am ieșit. Chipă de 82 deja. Deci. Stați puțin că trebuie să mi se face așa, să facă așa. Așa să se audă și muzica pe fundă. Băgăm aici Swab și aici îl avem pe Nuno Santos. E mai, are așa. Are 95 dribbling, 91 ball control, 71 strength, 107 acceleration și sprint de speed, știți, 95. Da. Aici îl avem pe Pellegrini. 104 dribbling. Aici îl avem pe Cross. Frumos, pe Cross. Aici îl avem pe Songras. Stați un pic. Aici îl avem pe Songras, că de 92, avem pe Songras de 92, care are 92 dribbling. Așa. Și acum începem cu atacanții, bă, băieților, bă! Începem cu Corea. Eu v-am zis că am pe cineva să pun aici. Aici cu Mertens, frumos, de 94. Și bomba din echipa mea, uitați-l aici, pe Neymarito de Madrid. Neymarito, 96 de dribbling, 96 de hell, are 109 dribbling, e mai bun decât el, da, decât el, deci, da, ia uitați, are totul 100, nu mai era ăsta și ăsta, astea, și aici nu are totul 100, deci, da, asta e echipa mea 1, echipa 2 o să fie tot la fel, dar cu Jose Calejo, deci, nu o să fie prea mult. Deci când o să prind un jucător nou și o să fac o echipă mai nouă, o să revin cu acest videoclip, cu aceste video. Hai să facem și un pic de snipe. Să vedem dacă găsim niște jucători buni. Stați puțin că îmi pun eu căștile. Și gata. Stați puțin. Ok. Ok, am revenit. După cât vedeți, intrăm la snipe și facem snipe, băie. Lor. Face snipe-ul cel de taină. Hai să facem. Avem 900.000. Găsim un snipe. Găsim pe cineva. You change it, I can dăm și noi pe ei să vedem dacă găsim ceva bun de 900.000. Cam eu 900.000 și e mai bine. Și da, seria cu Minecraft o să revină, o să revină pe canal, cred că în altă zi, pentru că acum nu o să pot, pentru că da. Și o să ceabă seria cea de tare. Da, lăsați. Nu știu de ce îmi dă numai de ăștia de 87. Așa m-a dat și un Mascherano care costă cât atât. Da, s-a transferat și Iniesta de la, cum se numește, Nainggolan de 83, 10 milioane direct, da. Ok, Neymar, Iniesta, pe ăsta chiar căuta, un CB, bun, hai să poate, hai. Mamă, cât costă, bă, luam pe ăsta, pe Salah. Hai să dăm refresh și revenim. Și am dat refresh-ul.
Asta mergem încolo, că încolo sunt jucătorii cei mai buni, da? Maigolan, Corea, ia uitați, o să-l vând și eu pe Corea în curând. După ce, știți voi, după ce iau pe Josica Legior, deci, da. Lingard, m-aș uita la un Tolisson, nu m-aș uita pentru că știu că n-am șanse la el, pentru că o să prea mult și am 900.000. Deci, cum v-am mai zis, am 900.000 de bonuțe. Să intrăm aici și mai vindem unul, ca să avem pe ăsta 100.000 ca să îl ia cineva. 100.000, 150.000, așa. Ok, hai să punem. Dar știu că pe aia de 79 pot să-i pun bine pe market. Așa. Da, știu că am mulți jucători de 74. Defensiva, trebuie să am unii buni în defensivă. Uite pe ăsta. Tot aveam unii de 79. Deci, da. Deci trebuie să ne cumpere pe ăla și pe aceea revenim, adică eu o să închid acest episod, cel live, eram să zic live, the help. Ok, ăsta e chiar bun, e din sezonul 1, ia uitați cât se costă, mamă mia! Deci da, ăsta ar fi bun pentru echipa mea, da. Deci, da, cam atât cu acest episod, ne vedem data viitoare. Bye!